Lucrările efectuate de un număr necunoscut de firme pe segmentul de drum al străzii 22 decembrie 1989 la ieșirea din municipiu spre Aghireș pun în pericol viața cetățenilor. Începute în luna august 2020, lucrările de modernizare efectuate ca urmare a contractului încheiat de către compania de apă Someș au fost completate cu lucrări angajate de alți beneficiari, printre care și municipiul Zalău. În perioada care a trecut de atunci, segmentul de drum menționat a fost supus la 3 rânduri de săpături. A început firma contractată de către compania de apă Someș, iar după ce a reușit să acopere șanțurile, au venit alte două firme care, pe rând, au săpat și ulterior acoperit. Ca așa se poartă la Zalău și cetățenii pot suporta oricât. Vă întrebați, poate, de ce nu menționăm numele celor care efectuează lucrări în zonă. Simplu. Pentru că panourile obligatorii care se indice beneficiarul, executantul, autorizația, data începerii și data finalizării lucrărilor, nu se mai poartă. Au ieșit oare din modă și la noi nu o fi ajuns informația? O fi fost modificată legea construcțiilor și noi nu am observat? S-au făcut schimbări la regulamentele de urbanism și informațiile nu au ajuns și la cunoștința noastră? Puțin probabil, însă noi nu vrem să credem, totuși, că ar fi un dezinteres major în acest domeniu. Partea cel mai greu de suportat, în primul rând de către participanții la trafic, dar și de către cetățenii care sunt pasageri, este cea legată de lucrările de refacere a carosabilului. După 3 luni de amânări, șanțuri, gropi, nervi și pericol, iată că se încearcă acum refacerea părții carosabile a segmentului de drum afectat, însă în loc să se rezolve problemele, acestea au căpătat o și mai mare amploare. Drum închis practic pe o bandă și jumătate de circulație, cu circulație în ambele sensuri, lipsa semaforizării, iar circulația este dirijată de 2 oameni în perioada în care ceilalți 3 care sunt prezenți în șantier efectuează lucrări de refacere. Au fost decopertate șanțurile cu 3 zile în urmă, a fost fixată folia de protecție acum 2 zile, iar de atunci pauză. Între timp, noi, muritorii de rând, nu avem ce altceva să facem decât să sperăm că cineva, acolo sus, ne va proteja și că vom fi feriți de accidente. Ca aici, pe pământ, se pare că pe absolut nimeni nu interesează acest lucru. Cu atât mai puțin pe citadin, care este administratorul drumului, pe primărie, care este proprietarul drumului, sau de ce nu, pe cei care ar trebui să vegheze la siguranța circulației rutiere, cărora dorim să le transmitem, că nu doar viteza ucide și că este nevoie de ei în trafic, nu doar pentru a utiliza aparatele radar. Până când cineva din cei care au responsabilități va decide că este cazul ca acest pericol iminent să fie îndepărtat, nouă ne rămâne doar speranța și credința. Tuturor, Doamne ajută!